Una si vine pangsit pe unul la unul videoclip pe acest canal. Este primul videoclip de pe canalul meu. Și bineînțeles, aș dori să vă arăt cum să vă băgați la jurascologie. Bineînțeles, vă trebuie trei aplicații, și anume Aptoide, Lucky Patcher și APK Editor. APK Editorul îl luați de pe Aptoide și Lucky Patcher la fel, dacă nu, în caz că nu le aveți instalate, și iar Aptoidele îl luați de pe internet. Sunt niște site-uri, bineînțeles. Eu le-am instalate deja, așa că mai îmi trebuie Jurassic World Games. Să mergem pe Magazin Play, intrăm pe el și scriem acolo Jurassic World Game. Dăm instalați, bineînțeles, o să se descarce, nu o să dureze prea mult, o să pun pe pauză și apoi cred, și apoi o să, până se va descărca, ne vedem după aceea. Am revenit și se instalează acum jocul acesta. Am putea să precizez eu Susami și nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Ok, nu contează. Acum așteptăm să se instaleze jocul. Jocul s-a instalat, așteptăm să se creeze. Comanda rapidă a fost creată. Ok, ieșim. Și acum am puțin pe el. Ok, am intrat pe joc. Ok. Așteptăm să încarce barele acestea. Acum, bine, să ieșim de pe joc. De pe joc. Bine, o să pun aici, da. Intrăm pe Lucky Patcher. Nu aici. Just called. Pe Menu of Patches și dăm creare aplicație modificată. Urmăriți cu atenție. Nu, nu trebuie acolo să dăm. Dăm încă o dată, dacă greșiți. Dăm pe meniu Patches, creare, aplicare, aplicație modificată și apoi dăm aici unde scrie, aici unde scrie APK, fișier APK refăcut pentru emulare din app și level. Level, da. Dar nu așa scrie, bineînțeles, așa trebuie să vă scrie și la voi. Dăm pe el. Dăm recodificare. Dăm, așteptăm câteva minute la... De... Ce joc de mult.
Așteptăm. Se încarce. Ok, o să dau. Ne v-am regăsit și deci gata, a reușit, s-a făcut reconstituirea aplicației, dăm accesați fișierul, dăm instalare și deinstalare și da, dăm da. Ok, dăm ok, se dezinstalează, după ce se dezinstalează dăm instalație iarăși înapoi, așteptăm să se instaleze, nu o să ia prea mult. Tot la fel, cred, un minut, nu cred, câteva zeci de secunde, nu chiar un minut. Bineînțeles, poate lua și un minut, depinde. Oricum, nu o să vă ia mult timp să se instaleze. Așteptăm. Exact, da, a luat un minut, un minut și ceva, cred, da, a luat un minut și ceva, da, oricum o să se instaleze. Bine, am mai făcut un videoclip la care nu mi-a mers secol, fiindcă, și deoarece, l-am luat direct după de pe Lucky Patcher și nu trebuia, i-am făcut de două ori cum a venit, nu știu. Și am făcut o prostie și na, nu mi-a mers. Dar uitați, dăm terminat, oricum dacă dăm deschideți, nu va merge. Adică vă iese din aplicație oricum ar fi. Fiindcă așa se întâmplă. Ca să vă arăt, o să încerc și o să vedeți. O să mut aici. O să intru pe aplicație și o să vedeți că o să mă scoate din aplicație. O să-mi iasă, bineînțeles. Ca așa e după ce va acesa cu Lucky pe ce vedeți. Vă iese din aplicație. Și nici nu aveți recent că ați intrat pe ea. Bine, o să intrăm pe APK editor. Dăm select APK from app. Și dăm Jurassic World. Dăm Fuel Edit. Da, ok, o să dau pe pauză puțin. Ok, fraților, deci dăm Jurassic World, dăm Fuel Edit. Așteptăm un pic să face. Așteptăm puțin, minut, două, pentru că o să apară sus, în dreapta, o să vă apară, cum să zic eu, o căsuță magică, ca aici la search, și o să scrie build în ea, build, build. Așa, și dați aici, acolo, pe build și așteptați să vă zică chiar exact așa, step 1, 2, sim. După ce se încarcă asta, o să vă spun de ce să faceți. Ok. Așteptăm.
trebuie să apară, exact, a apărut. Deci dăm install, dăm pe install și dăm instalați. Da, instalați. Deci dăm pe instalați și așteptăm să se instaleze această actualizare sau. Da, este, cred, o actualizare pentru aplicație. Pentru aplicația Jurassic World Dominion și o va face să meargă hack-ul pe ea. Ok, așteptăm să se instaleze. Va dura ceva timp. Cel puțin mie o să-mi dureze ceva timp că nu am ce niște ce telefon. Acum dăm terminat. Ieșim de aici. Și intrăm pe Jurassic World The Game. Intrăm pe el. Și așteptăm să ne apară o din asta, cum zice, o căsuță aici, o scrie asta, extra download, scrie că o să se descarce mai repede dacă utilizăm sau folosim Wi-Fi, Wi-Fi. Eu nu folosesc Wi-Fi, eu folosesc date mobile, așa că nu o să se descarce prea repede. Dar voi dacă aveți Wi-Fi este foarte bine. Cred că o să vi se descarce mai repede decât mine. Ok, dăm pe ok dacă în caz că aveți date mobile. Și așteptați să vi se încarce aceste bare. După ce vi se încarcă bara aceasta, mai este o bară după ea. Și aceea dacă nu aveți memorie, nu o să vi se încarce deloc. O să vă spună că nu aveți memorie, dar eu o să am memorie, chiar am memorie pentru acest joc. Și este foarte bine, îmi pare foarte bine că am memorie pentru acest joc, cu toate că telefonul meu nu are prea multă memorie. Dar totuși merge. Să vedem, se va ca și voi da pe pauză după aceea ca să treacă mai repede timpul și ca să vă arate hack-ul după ce se va încărca. Așteptăm să se carce această bară și apoi voi da pe pauză și ne întâlnim după ce se termină încărcarea. Ne întâlnim când o să se facă tutorialul. La tutorial, deci o să ne întâlnim, da. O chemare un pic, puțin, foarte puțin și se încarcă. 99, 100, 101, 102. Acum se va încărca 548 de megabyte din memoria voastră. Dacă nu aveți memorie, na, nu vă zic să nu vi le ca să nu faceți degeaba, fiindcă deoarece o să vă zic că nu aveți memorie, oricum nu o să vi se încarce deloc. Ok, dăm pe pauză și ne vedem după aceea. Bună, dragii mei, deci mi s-a încărcat jumătate, trebuie să mi se încarce și cealaltă jumătate. Ne vedem când mi se încarcă cealaltă jumătate. Ok, mi s-a încărcat, deci mi s-a încărcat tot, dăm pe vizitor sau Facebook. Da. Da. Deci așteptăm. Da. Așteptăm pe pauză. Stau pe pauză. Până o să terminăm tutorialul ca să vă arăt. O să vă apară un tutorial, da. Uitați, acesta este ecul, da. Vedeți, sunt două. Toate gratis. Am lag.
Bine. Deci, ăsta a fost video.